Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival Co-op cu Creative Trolls. Suntem în copac. Șuncă. Suntem în copac și mâncăm șuncă. Tu, bon meal. Cartofi. Ce s-au făcut? Nu, i-am făcut eu acum. Îmi distrugi toate speranțele. Nu-i pare planta aici. Ia-i și vină cu mine. Păi, ai un hou? Da, cred. Da. Hai, uite, fă aici, că aici e locul unde să fie ferma. Da, că-mi place locul ăsta, hai. Fă pe aici, pe margine, prima dată. Da, fă margine, facem peste tot. Păi numai pe lângă apă, fă. Facem peste tot, că ia pământul apă. Așa, o să mai plouă. Păi, dar ce suntem pe Terra Firma Craft? Uite, aici s-a făcut înainte să se facă pe aici. Vezi? Mă, în fine. Apa funcționează ciudat. Stai puțin, ai... dă-mi o găleată. Mai umple aici, să fie apa mai mare. Să fie nivelul. Ah. Dau căștile jos când tușesc, să nu mai... Uite, așa e mai bine. Bă, nu pe pământul ăsta. Lasă pe ăla. Tu vezi să nu strici ferul. Eu o să mă stric. Da, cine? Tu! Da, după ce că m-ai obligat să filmez acum, când eram și obosit. El e obosit. Da, păi fix după prima filmare, nu mai știi că am terminat o beție. Ai terminat o beție? A trecut ceva timp după prima filmare. De fapt ar fi a doua, dar nu înțeleg. Na, prima de ziua, de... aproape s-a terminat ziua acesta. Oh, uite că am bon meal. Așa, deci acum continuăm. Eu mă voi duce ca de obicei la mine, de fapt n-am piche, mă duc la tăia de copaci. Te duci la tăia de copaci. Mm-hmm. Să facem un copac de la mare, n-am zis noi că facem un copac de la mare. Ba da, n-am zis în video, am zis off-camera. Eu nici nu mai știu când am zis, dar știu că am zis. Eu mereu fac toporul invers, știi că el e îndreptat în stânga. A. Da, în stânga. Eu mereu îl fac în dreapta. Păi? Nu știu. Trebuie să facem niște uși pe cim. Păi, la ce nevoie de uși? Ca să putem să avem deschidere în pădure. O, deschidere în pădure. Da. Nu, tu ai făcut gardul, tu să-i faci uși. Să ne putem duce în pădure. La ce ai tu nevoie de pădure? Ca să putem lua lemn, cred și eu. Tărim gardul și după aia dăm TP. E, da. Gata, acum există o mică ușă. Ușiță. Ce ai, mă? Doamne, ce greu e. Ce e greu? Să te ridici. Păi. Să închid ușa. O, da, am uitat de locul ăsta. Aici am de lucrat. Ar mai fi trebuit să așteptăm așa vreo zi, două, trei, hai mă, mai facem și noi. Eu zic să facem două episoade zilnic. Două episoade zilnic? Două oră? Da! Cu ce vrei să mi se arde laptopul? Cum ți se aide? Nu-i calculator, are culori mai mic. Ce ai făcut? Am găsit de la Sugarcane. Bine, ia. Și parcă ar fi uit, așa arată pe textura mea. A. Vezi că o să te iei după urmele de truncuri tăiate dacă vrei să adunzi frunze înainte să dispară. A. Și în curând eu o să plec într-o aventură epică pe care o fac mereu pe mapele noi. Ce aventură? În căutare de ciocolată. A? Da! Pe Minecraft? Da! Ce ciocolată visezi? Tu dai aia de junglă! Să-mi fac prăjituri! Ce v-am zis?
hei, eu pot să bat și dragonul și Widerul, jocul nu-i terminat dacă n-am găsit ciocolată. Vince-o-i, da. Bine. Am găsit... Mi-e frică. Ce, de ce te frică? Am găsit un crafting table. Unde? Nu știu, în pădure. Ce asta vrea să însemne? Nu știu, ce mă întreb pe mine? Oricum ai speriat cu jocul la horror. Cât te speri de jocul la horror? Și acum te speri de... De ce sunt chestii pe aici aruncate, o sabie și... Ce? Am lăsat eu indicii să mă găsești. Am lăsat eu indicii să mă găsești, sigur. Sau să le adune alții în locul meu. Am putea să ne mărim imperiul în timp. Deocamdată arată tare așa cum e aici, nu? Clar o să-l mărim. Și o să facem și mob spawner. Dar mai merge în ce... Deci suntem în 1.7.2, mai merg mob spawner-le? Eu cred că există mob spawner-le normal. Ar fi trebuit să facem un server de 1.2.3. 1.2.3? Da. De ce? Nu știi cum merg mob spawner-le pe versiunea aia? Nu. Ua, n-ai jucat tu pe 1, 2, 3, bă, parcă duci monștri pe-n pâlnie, tu știi cum curg? Sunt atât de mulți că trec pe-n pereți. Da, da. Serios, să face bug și vezi trecând pe-n pereți. Parcă și văd de câte ori muream. Păi nu, că adică e doar bug, nu chiar ies. Iar mi s-a făcut imaginea roz. Nu știu ce ți se întâmplă. Deci, acum din nou. În acest episod, eu voi tăia copaci și va fi mult mai interesant decât ce face el acum. De ce va fi mult mai interesant decât ce fac eu? Tu, de exemplu, ce faci? Am pus un furnace. Am pus un cuptor. N-avem destule. Nu! Ei, da, te plângeai tu că n-ai flori, eu am găsit flori de alea mari și roz. Aduc eu acum. Am un măr! Și eu. Îl mănânc, îl mănânc, îl mănânc. Ei, nu pot să-l mănânc. Mănânc și mărul. Bă. Eu o să mă duc în pat, te aștept acasă. Stai că... Și mă duc puțin AFK, mă întorc cât de repede pot eu! A, da, scuzați-mă, eu nu am mai spus nimic pentru că m-am obișnuit să vorbim ca proști chestii de-astea, da. Da, mă scuzați, că am stat degeaba atâta și probabil am pierdut suspans. Ce s-a întâmplat? A plecat și ăsta de-a joacă calculatorul singur. Chestii de-astea, îmi pare că v-ați pus întrebările acestea. Cel puțin o dată îți pun întrebările acestea. Sunt întrebări ale vieții ce merită văzute niciodată. Să nu vă îndoiți aceste întrebări miraculoase. Niciodată nu veți ști la ce să vă așteptați. Gata! Am revenit! Bine, eu nu m-am apucat să spun filozofii la oameni. Să știi că sunt... Să știi că sunt... Mă pot să... Yes! Yes! Eu în ce direcție plecasem? Bă, le-ai dat creeper în bază! Nu-mi pasă, eu mă duc să-mi iau itemele. Vrei să bați un witch? Da, eu cred că te-ai apucat să spui filozofii la oameni o grămadă.
Nu, prima dată am stat și am... N-am spus nimic, știi, că m-am obișnuit să tot vorbesc. Și acum mă mănâncă mă mănâncă monștri, dar eu fug să-mi iau itemele, știi? Dar m-am cam pierdut și nu știu încotro merg. A, gata. Mamă, ce repede am ajuns înapoi. Numai că vin doi creeperi în fața mea. Da. Las că eu sunt mai rapid ca creeperii, că eu sunt creeper albastru. Da. Zi, păi, super încărcat sau cum? Uite, stai că eu pe aici am murit, că văd că mi-am găsit un măr. Văd că... Încă un măr. Carnea... A, gata, știu unde sunt. Am văzut carnea de zombie pe care am aruncat-o. Uite, mai multe carne... A, gata, am găsit unde am murit. Cred că... Unde-i... A, gata, am găsit. Dar mă întreb de unde are un zombie o găină prăjită. Da, n-am idee. Iar mor. Așa la pic. TP? Nu, iar mi-am dat TP la mine! Trebuie doar să scrii TP și numele meu. Nu! V-am spus că episodul meu o să fie mai interesant decât al lui. Da! În ce sens? Adică în sensul de adrenalină, nu ca la tine. Dacă nu știi să faci TP. Păi dacă mă încurc, stai puțin să l-am pregătit de acum. TP... Trebuie decât să scrii TP și numele meu și să te dea automat la mine, nu da, știu. Da, dar tu știi, și eu și scriu repede numele tău. Apeși tu și apeși tab. Păi da, dar mie mi l-a scris pe al meu. Uite, eu scriu așa, pe X tab și gata, mi-a scris. Păi da, ce mă, că ție nu știu nici să spun numele cum trebuie, dar să-l ți-l mai și scriu. Doamne. Adică Creative Trolls, e un nume mai ușor. Da. Gata, mi-am găsit itemele. Cred că basca mea e aproape tocită. Da. Și eu cel mai mult am vrut să mă întorc pentru cele 3 stacuri de lemne. Bine, aproape 3. Și diamante. Că în rest puteam să las itemele acolo, glumesc. Ce mă mori dacă vei diamantele cu tine și le pierde. Uite, iar m-am întâlnit cu zombiul ăla cu găina. A, nu era prăjită. Mi s-a părut. Bă, pare că e bună. Nu mai avem frizuri că s-a dus renderul. A, da chiar. Mamă, era... uitasem de o șuncă, eu plecasem fără ea, bine că m-am... Și toporul. Ia cât mă mai ține, cât să fac copaci. Gata, nu mai încerc să mă pun cu creeperii de aproape. Și mai te numești creeper. Eu sunt de creeper de la modern, mă. Da, de la care moare. Adic. Nu știu nici ce zic. Vrei sushi de găină? Sushi de găină? Da. Sushi de găină? Da. Logici, cât de cât? Ți-am zis că sunt obosit. Și când sunt obosit, eu prepar sushi de găină. Tu prepari multe când ești obosit. Red. TP. Ce? Acum am dat tap și nu s-a întâmplat nimic. TP. Pare, va ajunge și. Dar mi-e greu să scriu. Tu unde ești? Undeva. Ce ai făcut? Nu se iese. Ești obosit. Da, pune aia înapoi. Stai, să pune dai tu înapoi. Ieșa pe cealaltă apă. Nu, nu! Nu-ți face copacul, vină înapoi. Unde? Pune dai tu mai întâi. Ce faci aici? Du-te pe apa asta. A, e locul ăsta. Luminează-l și tu, chiar să facem un spawner. Locul ăsta fac. Bă, nu mai pune dăit. Trebuie să stai așa în locul ăsta deocamdată. Băi! Da! Ah! Nu, gata. Cuminte. Stai puțin că ți-am adus flori. Să le plantezi pe aici. Na. Da.
Uite, vrei sushi de găină? Cum e ăla sushi de găină? Uite, ia, dai sushi de găină. Nu! Înțeleg! Cum poți? Scoate așa ceva pe gură. Ia și de-astea. Oh, nu, stai, ne. Așa, stai ce mai am pe aici. Adică dacă mă tot gândesc așa la numele tău, Creative Trolls, cred că până la urmă mă văd cum poți scoate așa ceva pe gură. Adică? Adică nu ești creativ? Adică e sushi de găină, e cel mai creativ lucru pe care l-am spus vreodată. Și troll. Troll ești de viață. Crema, adică dacă m-am plictisit de viață, n-am voie să fac lume de-astea. Nu o să ghicem niciodată unde am pus, unde am făcut ferma de sugar. Ce ferma? De trestie, mă! A, la... Găsit pe acolo. Așa, ia, ce chestie mai fac. Ce? Bă! Wow! Următoarea vine cu sabie cu tot. Ia, stai că încerc să ciurui caracatițe. Nea, îmi consum săgețile. Ce vrei să vine? Mă duc să adun nisip. Cam eu niște planuri care, la care, de care am nevoie doar de două lucruri. Lemn și nisip. Da. Dar de ce nu pui și tu nume la videoclip cum am pus eu? Co-op, W, slash, The Dragon, ăia, nu știu cum. Nu știu, asta e stilul meu. Și acum un sfat pentru toți cei care au cont de YouTube, inclusiv pentru tine, puneți taguri. De ce? Că... De taguri. Că ce taguri ai pus? Chestiile alea care sunt căutate pe YouTube și... Adică, deci, ai pus un tag, șuncă, știi? Șuncă, cine caută șuncă? Așa, în fine. Așa, și după aia dacă cineva o să caute pe YouTube șuncă, găsește, găsește videoclipul tău. Ce ai făcut aici? Ce? Și ce ar trebui să fie locul ăsta? Un loc secret unde o să depozităm. Ah, da. Sau dacă vrei, îl puneți la camera ta. No. Ia, mai intră o dată acolo. Nu mai știu. Mai intră o dată! Intră! Cu mine, vino cu mine! Unde? Jos, taci! Deștept ești! Nu, gata! Dă-mi sipul înapoi! Dă-mi sipul! Vrei disipul? Da! Vrei disipul? Da! Mai vrei disipul? Nu! Gata, mă! Dă-mi nisipul! Vrei nisipul? Vreau să mi-l arunci pe jos! Fără să-l iei tu! Ți-l-am în capă jos! Nu e așa că e frumos aici cu toate... Dar tu unde ai găsit clei? Nu știu... Hai, mă, dă-mi nisipul! Ți-am dat doi! Doamne, pe baza ta mor aici! Mai troll? Mă duc să iau alte două bucăți de nisip, mă sinucit cu tine. Mai troll sunt eu decât tine. Mă duc să iau clei. Nu, da. Nu, da, pe bune. Nu, da, mă. Acum mă duc să mai modernizez și eu camera. Îmi trebuie o lopată! Să facem o lopată de diamant? Dă și mie una, da. O să mai trebuiască să merg în mină să-mi activez simțul de căutător de diamond. Da.
Ce da. Mă, ți-am spus că simt diamonduri și am găsit diamonduri. Să nu te mai întâlni niciodată de simțul meu, de căutător. N-ai niciun simț de căutător, a fost noroc. Da, noroc și da. Am zis de la început că simt că sunt diamante acolo. Dacă pur și simplu vineam și găseam diamantele, ăla era noroc. Am 44, nu, un stack și 44 de clei. Ce faci tu în clei? Mai multe de alea de flori? Da. Normal. S-a bă, parcă ușile se tacau. Am văzut sugar-ul. Da, ușile nu se tacau? Nu, mersi pentru sugar. Lasă-l așa, lasă-l acolo. Da, mă, de mult. Lasă-l mut în bază. Îl mut în bază. Stai că urc la tine în bază, că trebuie să ciordezi ceva din chest. Gata, am ciordit. Acum urc și o să-l pun la loc ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Cred că mi-ar folosi și niște frunze. Voi face casa... Ce ai făcut? Voi face casa noastră să înflorească! Fuck! Frumos. Dă-mi... să... pune și tu lemn alb aici. Problema. Chiar lemn alb vrei? Păi de ca să se asorteze. Nu mai bine pun sandstone. Nu. Atunci punem dirt. Sau stai, pun lemnul. Ia uite că am. Credeam că ăla e sandstone. Da. Hai pune. Da, hai. Pe bune, ce ai făcut acolo sus la tine? Păi pot să-l pun și eu pe dea. Și ușile ai luat tot și geamul și sandstone-ul. Da. Ia dăm și mie 1, 2, 3, 4, 5 bucăți de sandstone. Stai. Ce dat. Ia. Unde sunt? Nu le-ai luat? Nu cred că le-ai luat. Uite-le. Unde? Mi-ai dat 6. Hai că aproape mi s-a făcut și aia. Da, am căzut în casă. Ai pus geamul, mișto. Bă, mie-mi place cum a început să arate casa. Da. Să mă duc în... Da. Știi tu să minezi? Da. Hai că o bucată mai trebuie să facă. Haide, o bucată! Haide! Așa. Deci ai pus lână în mină? De ce să nu pun lână în mină? Așa. Să știi că nu s-a auzit nimic, da? Interrupție, era prea cald în cameră și le-am lăsat ușa deschisă și da. Nu te enervează așa că decât căldura aia să fie prea cald. Nu. Ce îți place căldura? E cam... Aaaa! Bă! Ce e mina asta, bă? Bă! Mori! Îmi iau mesaje pe stream. Ai murit? Nu. Dar ce e alea în ea?
Nu știu ce mă întreb pe mine. Am obținut totuși 3 redstone. Tu mi-ai furat torțele. Ce că... Ca lumea, da. Totuși, cum rezolvi cu ușa? Ce ușă? N-ai ce face! Nu! Ți-am zis că mai ai dat 6 bucăți. Trebuia să fac ceva cu ultima. Vino-ncoa. Ți-am zis că mai ai dat 6 bucăți. Trebuia să fac ceva cu una. Îmi dă mesaj pe Steam că are skin de CSGO. Are skin pe shotgun. Minimal wear. Oare cât o costa? 0,05 cent? Nu știu. Ce faci, mă? Ai un PX? În ce? Stai că-mi fac eu. Ai o bucată? A, stai că am eu 300 cu telene. Ce fur dâncesc, mă? Ce tot faci? Hai, pune la loc. N-ai apucat. Dă-mi și mie picul. Păi ăsta e al meu. Să mă uit puțin la el. Ce? Dă-mi picul. Ups, scuze. Comă, că stăteai în potecă. Da. Bă, scările! Stai că le pun la loc. Adum sticlă. Nu prea pot. Bine, și tu vezi asta invizibilă? Nu, dă-te. Stai! Dă-te, uite, ia-ți restul scării. Ia sticlă, ce vrei sticlă? Ia-ți restul scară. Uite, pune sticlă aici. Așa. Tu ești subterran, eu sunt subaerian sau cum? Subaerian. Sunt și eu beat, ce? Și am voie să fiu beat. Subaerian. Doamne. Am zis o la mine și tu. Subaerian. Nu, pasta. Pasta nu m-ai uit. Subaerian. Subaerian. Dar acum râs de tine. Știu. Dar am zis-o și eu la mine și tu. Totuși, subaerian sună ceva real. Sună a ceva real. Sună, dar nu prea sună. Sună. Tot ce ceva. Unde pot să fac o sobă, mă? Nu știu, poate sobă. Nu pasă la tine. Ar fi mișto să bagi pateu pe Minecraft. Iar ai pate în cap. Ce? Iar ai pate în cap? Nu, tu ai pate în cap. De ce faci aici? Ce faci? Tine, tu ce faci? Ce faci, mă? Be! Bă, ce faci, bă? Construiesc, tu ce faci? Stau. Și mă uit la tine, ce faci? Sparg pereții, ce îmi trebuie autorizație? Da. Trebuie autorizație de la vecini. Nu mai pot eu de vecini. Deci stai, aici o să vină de la. Stai puțin că am primit. Omoară scheletul ăla. Un mesaj pe telefon. Da, deci ce am vorbit noi pe Skype, acum am primit mesajele și pe telefon. Lol, acum primești mesajele. Deci aici o să vină sandstone, brick. Sandstone, brick. Deci aici o să vină sandstone, ok. Cum de mă nimeresc scheleții? Păi te văd mai așa. Te văd mai tu. Mai zis sushi de găină sau ce da, ai zis? Sushi de găină. Ia uite mă ce casă mișto am acum. Nu, că o măresc eu acum. Vrei să facem copacul ăla până la urmă? Ce, da, o să-l facem până la urmă. Uite un creeper. Nu mă mai bag în lupte cu creeper de la ultimul incident. Păi... Nu mai știi?
Lava știu. Ce faci? Mă lesc. Noi ce faci? Mă lesc. Așa, căsuța mea. Ce frumoasă mi-e căsuța! Și acum tu ce faci, balcon? Sau mai facem cu cameră? Mai măresc casa un pic. Camera tot, camera mea, tot camera mea. Cât fie l-ai? Ce? Mult, de ce? Fă și mie un pickaxe și un topor. La ce ai nevoie? Am nevoie, fă un pickaxe și un topor. Tu n-ai fier acasă? Nu prea am mult. Fă un pickaxe și un topor. Dar n-ai zis tu că ai fost la mine, ar fi trebuit să găsești până acum. Am fost așa să văd și la mina. Uite, eu văd că ai destul fier ca să-ți faci. Fă-mi un pic și un topor. Tot fac. N-ai zis în ce iron? Da. Gata, fix un pic și un topor ai avut. Ia și ia. Bine, casa asta începe să arate mai ciudat. Ho. E destul de mișto. Așa, stai că nu mai știu ce vreau să fac. Dar unde mi-e tocul? Nu știu, acolo. Așa, eu acum mai... Ce? Nu așa se făcea? Cum se făceau blocurile de lapis? Din lapis? Păi, în crafting table de ăsta. Ce faci? Bine, tu ce faci? Spune că nu îi sluși geamul de la mine. Bă, da. A, tu ai distrus asta. Credeam că distrus geamul de la mine de sus. Așa mă știi tu pe mine? Da. Ce să mai fac o bucată de lapis? Desigur că asta face o bucată de lapis. Așa, YouTube, deci episodul meu se încheie aici. Am mai ține episodul, nu știu cât. Aia, eu trebuie să ies. Așa, deci episodul meu se încheie aici. Am fost Andrei împreună cu The Dragon Exo. Și nu explodam! Și am renovat casa și acum asta face un garaj aici. Nu, vin încoa. Bine. Deci aici se va sfârși episodul. La revedere! Noapte bună! Mi-ai mărit casa! Așa, la revedere, YouTube!